misiunii ordinară, deci ca membri a Fondului Monetar, noi acum suntem vizitați de două ori, în primăvară și acum, raportul final va fi public. Am discutat multe lucruri, creștere economică, tot ce se întâmplă, în mare măsură, în privința comisiei, au avut două subiecte, două îngrijorări. Prima legată de bugetul de stat, au întrebat cum ne uităm noi că deficitul în a doua parte a anului crește mai mult decât, mă rog, s-a acceptat. În opinia mea, deficitul oricum este foarte mare. Evident, dacă e mai mic, e bine, dar dacă este mare. Cea mai mare îngrijorare este legată și ne-au întrebat cum vedem noi cam când va fi votat bugetul pentru anul viitor. Evident, sunt mulți optimiști care cred că bugetul va fi votat foarte repede. Eu cred că cel mai probabil va fi scenariul anului 2010, când am avut alegeri tot în 28 noiembrie. După aceasta, guvernul a fost creat, în opinia mea, relativ repede. Oricum, bugetul, cred că varianta ideală este luna februarie-martie. Ei și-au notat lucrul acesta, nu cred că va fi posibil votare mai devreme. Nu este o tragedie, bugetul se va executa, avem nevoie politica fiscală și după aceasta altă lucrare. Cel mai mult la ce am discutat este legat de vulnerabilitatea sistemului financiar, în special a sistemului bancar. Ei s-au arătat îngrijorarea că, în principiu, Banca Națională nu are foarte multe instrumente și instrumentele care le are legal, prin decizii de judecată, sunt anulate. Am vorbit foarte mult la gajurile false care sunt în sistemul bancar, sute de milioane de lei gajate. Evident, eu am dat exemplu pe Banca de Economii, n-am dat persoane, n-am dat nume, dar am vorbit că avem documente. Ei cunosc această problemă. Evident, ne-am privit la aceasta și am rămas pe aceea că sistemul bancar este foarte vulnerabil. Ne-au întrebat ce trebuie de făcut ca să scăpăm de acest viciu. Am făcut schimb de opinii și, în principiu, ne-am axat că în sistemul bancar, nu doar Banca Națională este cel care supraveghează și trebuie să-i consolidăm capacitatea de supraveghere. Dar trebuie să înțelegem că el va fi vulnerabil atâta timp când companiile de evaluare își vor permite scrie sume enorme la gajuri de nimic și nu vor păți nimic. De aceea Banca Națională trebuie să aibă tot instrumentariul, că atunci când se întâmplă așa ceva se poate interveni. Am vorbit de asemenea că Banca Națională acum trebuie să-i consolideze capacitatea ca la creditele mari. Banca Națională se poate interveni, să nu se întâmple, sunt date 10 de milioane de lei credite, după aceasta ne trezim cu situații neplăcute. Asta au fost subiectele, deci bugetul pe anul viitor și vulnerabilitatea la care este expus sistemul financiar și faptul că, într-adevăr, trebuie să consolidăm capacitatea băncii naționale la creditele mari și la gajurile care sunt false sau umflate artificial. Și vă recomandați ceva privind la Banca de Economii? Nu am discutat în mod special Banca de Economii, dar exemplele care au fost aduse, în mare parte, au ținut de Banca de Economii. Dar se va găsi în poziția, nu știu, cu privire la Banca de Economie, într-un raport a FMI sau... De data aceasta, nu am, evident, ei vor face public raportul, nu am discutat, noi doar ne-am expus poziția. Ei deja vor alege ce vor include acolo, dar cel mai probabil că ei nu vor separa, anume pe problema gajului, nu vor separa, sau creditele mari, nu vor separa Banca de Economii, deoarece problema aceasta există la toate băncile. În calitate de președinte comisie, am luat Banca de Economii că hotărârea de Parlament ne obligă să monitorizăm situația la Banca de Economii. Statul este proprietar și ce se întâmplă acolo? Evident, în calitate de proprietari, pe noi ne interesează Banca de Economii, dar în calitate de deputați, președinte de comisii și toți membrii, pe noi ne interesează tot sistemul financiar. De aceea cred că cel puțin la capitolul credite mari, expunerea băncilor pe credite mari și Banca Națională să aibă un rol important și la problema gajului, care nu reflectă adevărul, ei vor da o recomandare generală că trebuie să spună aici, este o problemă pe întreg sistemul bancar. Eu, evident, și nu doar eu, dar și colegii, ne interesează întreg sistemul bancar și hotărârea de Parlament ne obligă să ne intereseze mai mult Banca de Economii. De aceea Banca de Economii se bucură de o atenție sporită din partea Comisiei datorită hotărârilor de Parlament. Să înțeleg așa că sunt presupuneri că astfel de credite au fost acordate, credite false și în alte bănci? Cel puțin problema aceasta este o problemă de sistem și vorbim de întregul sistem bancar,
cu, hai să-ți spun, să nu folosesc, da, 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 ce aș putea spune felul acesta. Însă, încă o dată, repet, funcția, cel puțin a mea, calitate de președinte și a comisiei, acum noi nu avem mandatul să vorbim de toate celelalte bănci. Dacă va fi deja, înțeleg, nou parlament, să va investiga cazul, mai ales Fondul Monetar, cred că va face niște recomandări foarte clare în privința expunerilor mari, adică creditelor mari, și în privința gazului. Sunt sigur va fi recomandări foarte clare, de aceea următorul legislativ avea obligația să analizeze întreg sistemul bancar, iar noi acum ce obțin avem obligația legală prin două hotărâri de Parlament să ne oprim pe Banca de Economii. Dacă vom rezolva cu Banca de Economii, sunt sigur că în celelalte pur și simplu mergi pe analogie. Domnul ministru, o precizare. Dumneavoastră când ați prezentat în briefingul de presă contractul cu acordarea creditului, creditul trebuia să fie aprobat de Consiliul de Administrație. În Consiliul de Administrație sunt doi membri ai statului. Da. Cum s-a aprobat? Cum a fost acordat? Foarte bună întrebare. Răspunsul este scurt pe doi. În calitate de președinte de comisie, ca să am răspuns la această întrebare, am solicitat băncii naționale, în primul rând, să expună pe fapt, în baza această expunere, poziția băncii naționale, să informeze organele abilitate, și am dat listă organelor abilitate, procuratură, CNA, guvernul și alte instituții, după ce Banca Națională se expune, după aceasta voi solicita guvernului să explice de ce cauză și ce au făcut de acolo, poate ei au votat contra, deci vreau, dar mai întâi... Scuze, dar există dreptul de veto, au pachetul de blocare, exact. 33.1 deci, deci toată lumea înțelege că s-a întâmplat un lucru urât. Toată lumea înțelege. Eu, în calitate de președinte de comisie, nu trebuie eu să spun lucrul ăsta s-a întâmplat. Este organul abilitat Banca Națională, care trebuie să dea un răspuns în 5 zile, am solicitat în 5 zile. După ce am răspunsul Băncii Naționale, vom întreba guvernul, dar vreau mai întâi să obțin răspunsul Băncii Naționale, deci nu fie doar percepția dumneavoastră, percepția, toată lumea înțelege ce s-a întâmplat. Noi acum operăm cu documente deja. Deci după ce am răspunsul de la Banca Națională, el a fost formulat deja, deci asta este rolul meu. Am depistat o situație proastă, solicit organul abilitat să expună și după aceasta întreb guvernul ce părere aveți dumneavoastră. Totodată sunt informate organele de resort în privința ce s-a întâmplat acolo. BNM ar putea mâine să vă dea răspunsul. Eu sper la amabilitatea domnului guvernator. Noi am dat 5 zile, dar de regulă dumnealui este destul de operativ și trimite informația în termeni chiar mai mici decât solicităm noi. Imediat cum primesc răspunsul, voi informa opinia publică despre... Noi toată, acum, ținând cont, vă mulțumesc pentru atenția care au acordat comisii, deoarece lipsa ședinților de plen și lipsa de comisii, în cazul de președinte de comisie am exercit obligațiile și voi sunteți cei care informați opinia publică. Vă mulțumesc că întotdeauna am fost deschiși și vom mai fi deschiși. Domnule Niță, dar este nevoie de modificat legislație de împuternicit Banca Națională cu Există legislația, ceea ce avem noi în prezent problema este capacitatea executată. Deci există legea modificată, există regulamentul Băncii Naționale, însă sunt deciziile instanțelor judecate care stopează, deci blochează posibilitatea Băncii Naționale de a interveni. Admit, nu aș vrea să dau vina pe instanța judecată, chiar am discutat, e ușor să dai vina pe instanța judecată, spui, sunt vinovat, gata, am găsit. Cred că trebuie să lucrăm la calitatea de reglementare, trebuie să lucrăm la claritatea cum Banca Națională acționează într-o casă noastră. Cert este una, avem probleme cu creditele mari la care se expun băncile, avem probleme cu gajul. Și Banca Națională trebuie să aibă tot instrumentarul ca ea să acționeze legal, ca să nu permite demararea unor procese neplăcute pentru noi. Păi așa întreb, au instrumentarul? Au, dar din păcate nu funcționează. Și Banca Națională, deci, a aprobat regulamentul, a încercat să intervine și a fost blocată prin hotărârea. Deci, prin legea asta, care a fost asumată, legea financiare, nu i s-au oferit. Deci, Banca Națională și până la aprobarea legii aprobată, astfel de a încercat să monitorizeze creditele mari și după aprobarea legii care permite tot și de fiecare dată a fost blocat prin hotărârea unei instanțe judecate.